perché el se chiama Amintiri din epoca lui Didi. Și există deja mai multe interpretări și mai multe canale spre care se deschide titlul acesta. Unul dintre canale ține de un film care are același număr de silabe și care începe la fel. Amintiri din epoca de aur. Și de piatră, da, zice bine Ioan Tăpânescu. Apropo, nepoliticos cum sunt, n-am spus că ne face cinstea să participe la lansarea Ioan Tăpânescu și evident este Andrei Cornea aici cu noi. E un roman și în același timp o carte care pune câteva probleme. Sigur că oamenii care fac insectare literare se vor grăbi să pună această carte în dosarul distopiilor. Și sigur că dacă luăm contrastiv utopia și distopia, vom avea de o parte cărți la Cetatea Soarelui lui Campanella sau Utopia lui Morus. De partea cealaltă vom avea distopii ca noi, lui Zaniati, ca Zârtul, lui Tatiana Calstaia și ca 1984. Și cu asta venim la chestiune. Cine este Didi? Nu este Demrădulescu, cum ar crede unii, ci este B.B. Da? Adică avem două inițiale. Cine este B.B.? Evident, este Big Brother. Pentru că Amintiri din epoca lui Didi este o carte care trimite la o temă dragă multora, dar pe care nu toți știu să o speculeze. La problema memoriei, la problema răstălmăcirii și până la urmă la problema adevărului. Avem de-a face cu povestea unui om, Winston Smith pe numele lui, este acel Winston Smith sau nu, din 1984, din cartea lui Orwell, care scrie ceva despre care el crede că este o mărturisire a vremurilor din anii lui B.B. și care vrea să publice această carte și se întâlnește cu un agent literar care propune să transforme aceste memorii într-un roman din rațiuni comerciale, zice-se, la prima vedere, din cu totul alte rațiuni. Și aici începe jocul de istoria și jocul de amistificare. Aici încep operațiunile care au loc în conștiința personajelor, aici încep schilodirile adevărului și aici începe un tăvălug care îl transformă pe acest Winston Smith din potențial autor de succes și din mărturisitor care este instanța de principală, în plagiator, pentru că întotdeauna se va găsi o orchestră a răului care să dumieze și chiar să compună rapsodiale maleficului și în felul ăsta intenția inițială a lui Winston cu ajutorul Juliei, Julia Cot, din romanul 1984 al George Orwell, se vede zăgărnicită. Va mai mult, îi se propune acestui Winston Smith să-și ia ca pseudonim numele unui oarecare George Orwell. Și aici avem de-a face cu găseurița prin care Andrei Cornea rupe jocul logicii și intră în speculația asupra memoriei și spuneam asupra conștiinței, asupra reflexelor de conștiință și asupra felului cum privim adevărul, asupra felului cum ne raportăm la adevăr. Cum o facem? O facem din instanța noastră de participant la istorie, de cotizant cu sacrificii la istorie și de un care nu-și trafichează conștiința, tot ce puțin e cum să o facă, riscând să fie considerat nebun, riscând să se îmbolnăvească, riscând să fie internat și să se piardă de restul lumii, sau acceptăm pariul. Sau ne punem în situația celui care, de dragul succesului, de dragul jocului pe scenă, acceptă mistificarea și nu doar a istoriei, ci și a fibrei interioare. Asta este cartea. Este o carte absolut splendidă, scrisă maestru, cu niște cuvinte pe care le veți găsi acolo și care nu înseamnă doar ceea ce par să însemne la primă citire și la primă vedere. Aveți acolo un etc, care nu este scris E, T și C. Este scris E, T, U, I, A, C, U. Da? Care înseamnă altceva și vă las dumneavoastră plăcerea de a descoperi. Eu n-am să spun ce am însemnat pentru mine. E, T, C, U, I, U, I, N, I, dar aici că mi-e voie. Așa. Deci vă recomand cartea pentru că nu este o revizitare a teritoriului de George Orwell. Este mai mult
conștiinței și a felului în care se